Salutare băieți și bine v-am regăsit la un nou episod de 5M pe care îl postez mai târziu așa, dar... 18? Acum s-a putut să zic așa. Avem poliție pe oraș la greu. Avem poliție pe oraș la greu. Ia uite un din ăla mor. Mai există mafia Curcubeu? O să vedem în ce belele ne băgăm pe aici. Dar v-am mai spus că nu eu conduceam, domnul. Băi, dar nu puteți să împingem mașina asta mai în margine? Dacă vă ziceam că nu eu conduceam. Să pun la pușcărie. Dar nu. Bună seara, colegul. Bună seara. O merge. Domn, poți vă rog frumos, că nu are permis parte chiar așa. Domnișoară, ce a făcut domnișoara? Sunt n-a avut permis. Auzi ce zice că e nevinovată. Dacă tu ai condus? Nu eu, domnul, din fața mea. Auziți că v-a văzut. Nu cred. Dacă mințiți, o să aveți mai multă sentință. Da, eu știu, pentru față în declarație, dar nu mint, domne, dacă vă zic că nu mint. 10.25. Ce se întâmplă, mă? Nu merg. Oameni, cum mă simt? Ce-i unul că te colegul care ne-ai luat mașina, o aduci? Sunt pe din ăsta? Sani! Mi-ai ținut mașina, nu avem bani. Ăsta ești deja. Ah, ok, da, mai domnule, care bine ați venit. Nici eu n-am bani, ce crezi, domne, o să dea mai multă. Domnul, dacă băgat la pușcărie, lăsați că ție, dacă mai avem noi ce să-ți dăm, dacă nu, dacă... Mie, de ce? Pentru de că ce? Ai condus și dacă ai condus, înseamnă că trebuie să răspunzi penal în fața legii. Da, domnule, dar n-am făcut nimic. Ei, ai condus fără permis. Cum domnișoare condicea? E ca și cum s-ar duce bărbații fără la mueri. Exact, bravo, bună asta. Practic, bă, n-ai voie. N-ai voie, înțelegi? Eu știam că l-am, acum ce s-o fi l-am pierdut, nu știu, mi s-a stricat permisul, nu știu ce, nu pot să-mi dau seama ce s-a întâmplat. Hai, colegul, te descurci? Cu talent. Da, dar trebuie să o duce la secție. Hai să o luăm la secție, vrei să bagi la mine mașină? Da, mă lăsați un avertisment. Hai. O las pe ea, domnule. Colegul, te ocupi de ea? Da, mă ocup eu de ea. Bagă-o în spate la mașină. Hai, domnule, vă rog frumos, vă rog frumos. Unde să urc? Aici, stați un pic, că n-am loc. Poți să urc și cu ea. Ce mașină să fie? N-am mai descrieți o dată, vă rog frumos. E deschisă ușor. Mulțumesc. Da, poți să vin și eu cu ea. Păi unde vrei să urci tu? Pot? Unde vrei, domnule, să urci tu? Păi da, eu sunt martor cu ea. Ești bărbatul ei? Da. Nu, atunci rămâi aici. Nu, e prietenul. E prietenul, nu e bărbatul. De să vin? Vină pe jos dacă vrei. Haideți, domnule, deci vă prog, cum vă cheamă? Că nu v-ați prezentat. Cum te cheamă pe tine prima dată? Sandra Calypso. Pe tine? Bebe Moise. Am înțeles. Bebe Moise. De ce, ne cunoaștem? Nu cred. Ne cunoaștem? Nu știu, ne cunoaștem? Nu știu, de asta vă întreb, ne cunoaștem? Eu și am impresia. Nu știu, îmi păreți așa cunoscut la voce, dar nu știu dacă ne cunoaștem. Poate ne cunoaștem, cine știe, ne cunoaștem? Ne cunoaștem? Păi asta vă întreb și eu, domnule. Păi după numele ăsta, cum ai zis că vă numiți, Calypso? Sandra. Sandra, nu cred. Sandra Bullock, nu știu. Sandra Bullock, de unde știați? E cântăreața aceasta. Hai că o să cânte dacă e. Domne, dacă vă zic, mă lăsați vreo frumos cu un avertisment verbal, că n-a făcut nimic grav. Dacă îmi spui cine ești, haide. Calypso Sandra, v-am mai spus. Dacă vreți să-mi căutați poetul, nu te știu pe cea undeva. Nu știu nicio Calypso. Haideți, poftiți. Dar ce, dacă mă cunoșteați, mă cruțați? Normal. Deci sunteți pe interes, v-am prins. Normal. Dacă arestezi vreo verișoară sau ceva, păi nu-i dau drumul. Domnule, trebuie să ne gândim dacă ne cunoaștem. Că mie așa mi se pare, că ne cunoaștem. Ești verișoara mea sau ce? Da, mi-e așa mi se pare. Păi cum te cheamă atunci?
V-am mai spus Calypso, Sandra, S-A-N-D-R-A, Bulo. Pauză. A, pauză. K-pa... Sandra, pauză. Sandra, pauză. Păi, ăsta e chiar muierul ăsta al tău, bărbatul tău? E muiera, nu, doamne, nu este muier. Păi, ieși afară de aici, n-au zis că nu te cunoști. Ieși! Cum adică? Mamă, îl bat. A, bine, așa faci. Ieși bine. Afară de aici din... Mă-l cunosc sau nu-l cunoști? Dar nu e bărbatul meu, e o cunoștință. Dar nu e bărbatul meu, e așa, l-am găsit pe stradă și ne-am împrietenit. Hai, veniți, poftiți. Poftez. Doamna Sandra, pauză, veniți după mine, vă rog. Dar nu vă mai bate joc, că nu așa am spus. Până a zis Sandra, Sandra pauză. Bullock. Sandra, urma pauză, zic, eu și-am înțeles. Urma să zic K-A-L-Y-P-S-O. Vă ajut colegul? Nu, nu, stați nu trebuie. Stați că e ocupat aici, veniți după mine, vă rog. Poftiți aici. Hai, deci vă rog frumos, chiar poate că ne cunoaștem. Intrați aici, intrați aici. Am copilărit împreună. Intrați aici. Am copilărit, haide și dumneavoastră. Păi intru și eu, da. O să trească să vă fac o mică percheziție, din păcate nu avem colegi. Păi percheziți-mă că n-am ce să... E ușa deschisă sau e închisă? E deschisă. Cred că e închisă. Ia veniți un pic spre mine aici. Și acum mergeți la perete acolo în spatele ușii. Colegul, ești tu afară de aici dacă... Aici? Acolo, da. Să nu vă speriați, dar o să urmeze mai multe atingeri. Nu mă sperie, poate chiar mă place, însă problema este că... Aolo. Eu chiar zic că ne cunoaștem, am copilărit împreună, poate pe alt oraș, nu pot să-mi dau seama, însă chiar ne cunoaștem, suntem prieteni. Numele? Calypso Sandra, dar nu m-a mai spus. Poate aveți o altă poreclă în tinerețe sau ce? Nu îmi dau seama, nu cred. 10-4. Pe dumneavoastră cum vă mai cheamă? Păi v-am spus, Bebe Moise, mă cheamă de când... Și mai cum? Așa atât, de când mă știu. Și atât, Bebe Moise. Exact. Dumneavoastră ați despărțit apele. Cred că era Moise și atât. Am înțeles. Eu am despărțit, ăsta-i nu, ăsta-i abia... Aoleu! Abia scăpat, deci... Se aole. Pare că nu aveți nimic, armele, o să vă dau cătușile jos fără să vă speriați, da? Nu mă sper, dar vreau frumos, lăsați-mă cu un avertisment. Păi da, stați puțin că nu v-am făcut nimic. Bine. Mă, ce se întâmplă aici? Nimic. Ce se întâmplă? Nu se întâmplă nimic. Rămâneți puțin acolo, vă rog, la... Acum. Nu, puteți să stați cu fața, că nu mai s-a terminat. Permis o aș dori, adică permis n-aveți, buletinul o să vă că permis am înțeles că n-aveți. Păi tu ai venit aici, eu eram aici cu el. Și cum să nu... Buletin aveți, bănuiesc, nu? Da. Bineînțeles, stai că vă scoate aceea din subțioară. Poftiu. Sandra Calypso. Deci, okay. Sigur, nu vă aduceți aminte de mine. Nu, că s-a ai de capul meu, nu cer, dar nu. Nimic. Încercați mai bine, vă rog frumos, că nu se poate. Hai de capul meu, stai să mă gândesc. Mamă, e gol capul ăsta, deci uite-te un pic, deci, dacă, uite-te puțin la ăsta. Deci sunt chel, ce ar putea să iasă de aici? Înțelegi? Inteligența, da. Da, pe mă gândesc că, să știți că, uitați, chiar sunt foarte pricepută în viața aceasta. Dați-mi voie să mă prezint. Bebe, Moise Bebe, am înțeles, nu... student. Student, încă sunt în studenție pentru că nu mi s-a emis certificatul verde de cadet original. Așa, am înțeles să trăiți. Așa, haideți să verificăm dacă... Ce să verificăm? Dacă aveți cumva cazier sau ceva? Nu. N-aveți, nu? Nu. Verificați. Ok. Se pare că sunteți în regulă. Deci, foarte în regulă. Să înțeleg că dumneavoastră ați condus fără permis. Așa se spune, însă nu... Da, nu o să mai zic nimic. Da, domne, am condus fără permis. Și pe lângă asta, se pare că... Ați reușit șansa, sau cum să zic,
să... Așa. Cum să spun eu? Să faceți și un accident în momentul în care erați fără permis. Nu, nu eu, domnule, deci tocmai încercam să vă spun faptul că drumul era foarte drept în câte și nu există nicio curbă. Deci drumul este drept, înțelegeți? De ce sunteți mai înaltă decât mine? Nu pot să-mi dau seama. Știu, domnule. Acum? Tot mai mic. Deci... O să facem un fel următor. O să, nu, vă pun patintă cu legi și pe aia cine știe ce și așa. Nu, doamne, deci. Mă gândesc că ar trebui să existe pentru dumneavoastră un avertisment verbal, dar mulțumesc. Pe lângă acesta va trebui să vă mustrăm. Iar eu, ce înseamnă acest lucru? Iar eu o să trebuiască să iau această măsură și o să trebuiască să vă mustr în vreun fel. Și, ce înseamnă acest lucru? Adică să vă, cumva să vă atrag atenția că ați greșit, să vă cert da, puțin, da. Să vă trag de ureche, să vă trag de, înțelegeți, adică să fie ceva... Da, deci eu mi-asum ceea ce am făcut, îți vreau să zic că accidentul a fost produs de un om în cauza care a intrat așa brusc în mine, nu știu, trebuia să-l luași pe dânsul, că probabil nu avea nici el permis. Domnul, a intrat în mașină, știi, și atunci mașina... În mașina dumneavoastră? Da, pe nu eu mine, nu că mine, s-a întâmplat ceva în mașină acolo și după, mă rog, haide să... Deci, pentru a rezolva această problemă, Doamne ferește. Vom face continuați. Ceva foarte simplu. Așa. O să veniți cu mine, poftiți. Vin. Și să vedem după ce se întâmplă. Urmați-mă, vă rog. De ce merg periculos? Nu știu. Te-ai opărit cumva de picioare? Nu știu, nu pot să-mi dau seama. 7. Calypso, Sanda, pauză, Bullock. Colegi, dacă am pauză, Bullock. Bebe Moise. Pauză. 7. Eu n-am zis că mă cheamă pauză, tu ai zis că te cheamă pauză. Nu, că pe de acum o să vă cheme și pauză. Băi, care mi-ați luat, mă, mașina de aici, colegi? 4. 10-1, Carbomara. Carbomara. Veniți, vă rog, veniți. Dar eu vin, sunt în spate. Dar nu credeți că fug, că nu fug, uitați, sunt înconjurată de poliție și mi-e frică. Dar eu merg mai încet așa. Domnul Bebe? Da? Vrei să facem un 10-8? Din păcate nu pot, că trebuie să o mustrez pe domnișoara, că a avut condus fără permis și trebuie să o mustrez puțin. Aoleu. O mustrează. O să trebuiască să... Să merg să dăm permisul împreună, haideți. Urcați la volan. Sigur că da, accept. O să mergem în pădure. Ok. Dați pe ca să-mi pun centura. Ce permis, că n-aveți permis. Centura. Poți să pornesc, că nu v-am întrebat. Sigur că da, haideți să ieșim afară din parcarea secției. Sigur că da. Tic-tic, cic-cic. Mergeți, ce stați aici? Așa, păi nu se deschideau porțile raiului. Facem dreapta aici și după aia stânga. Pe aici stânga? Nu cred că se poate, domnul. Păi v-ați încadat greșit, trebuie să vă încadați unde e colegul acolo. Păi mi-a spus prea greșit, prea târziu. Păi nu, i-am spus facem dreapta și după aia stânga, dar... Dacă m-am privit, să dau cu spatele. Hai, dați cu spatele. Să ne încadăm în spate la colegii acolo, în spatele lor. Aoleu, uitați pe domnul, are neoane. N-are nimic, că poate le are omologate. Am înțeles. Uite, colegii noștri au trecut pe verde. Este roșu. E roșu? Da. Nu e nicio problemă. Ați mai dat vreodată cu un polițist de permis? Nu, am dat singură. cu polițist niciodată, dacă e să fiu pe aici sincer. Gata, e verde. La stânga, nu? La stânga. Stânga, da, că avem stânga obligatorie acolo. Păi am văzut de asta, v-am să mă asigur că cunoaște și dumneavoastră semnele de circulație. Eu dau de permis și nu știu. Calcul și tu mai tare, că deja miroasea plictiseală. A, păi mă gândeam că, nu știu, avem o limită de viteză. Aici asta la semafor? Nu care cred. Semafor? Așa se vedea. Știi care e viteza minim legală în oraș? Maximă, pardon. 120. Stânga aici. În oraș. Stânga. Mai stânga de atât. Aia zic, bravo. În oraș nu se dăme 50. Sper să nu... 21.
Sper să nu conduceți. Ați că domnul, stați în față sau stânga? Da, stânga, stânga. Așa. Ce chiar mă plăce foarte la... bine, dacă vreți să vă demonstrez. Momentan m-am făcut puțin de râs. Dacă la ce vă pricepeți? La multe, la orice, domnul. La orice, domnul... Bebe. Bebe Moise. Sau domnul pauză. Polițist. Sau domnul polițist. Nu, pauză, că iar însemna să fim neamă. Pauză. Eu pauză, tu pauză. Păi de asta zic, eu aici încerc să vă aduc aminte, dar nu cred că funcționează. A, în față, stânga. Tot înainte și pe dreapta. Tot înainte. Cum vă descurcați? Credeți că puteți să vă obțineți permisul? Bineînțeles, cum să nu pot. Pot. Chiar mă descurc. Și mie mi se pare că vă descurcați foarte bine. Da, păi dacă vreți, eu știu și să pilotez, să știți. Știi? Știu, știu. Cum să nu știu? Știu. Calypso, Calypso Sun, dar nu viața mea la Calypso Sun. Da, se mai întâmplă. Sigur nu aveați vreo altă poreclă sau ceva? Nu cred, domnule, nu cred. Dar vă confund, dar nu știu, domnule, nu știu. E posibil și asta, ne mai confundăm noi oameni. Ia uitați, cine știe, cine? Aoleo, uite, aoleo. Na, și acum unde mă duc tot la asta? Dom'le, ce faceți? Zici. Nu? 10-1, colegi. Ia zici. Domnul, stați... Da, nu mai zic, nu mai zic. A zis domnișoara că ați pierdut asta. Ah! Fugi, fugi! Acum fugi și scapă de el, haide să vedem. Hai să vedem dacă poți să scap de el, normal! Mă lăsați? Hai să vedem dacă poți să scap de el! Sigur că da, dar abia așteptam! Haide, calcu! Acum! Fă scheme, intră, întoarce-te, dar bagă-te! Dar nu prea văd ce scheme poți fac pe aici, mă descurc mai bine în orașul mai mare, stați o pic. Mă gândesc. Oh, dar n-are frână, n-are frână! Ok. Asta era schemă. Fă stânga aici, stânga și merge la secția de poliție. De la secția de poliție că am scăpat, bravo. Și pe la ah, poliția. Bună, sunt. Ești? Sunt? Nu știu, doamne, eu aici vreau să zic că nu, mașina n-are frână, știți, mă scuiați acum pentru poarta aceea, pentru gard. Stați liniștită, nu-i nicio problemă, repară poliția. Stați că e roșu. Ce, vreau până la urmă să iau permisul așa cum se cade, nu? Îl iei? Îl iau? Nu știu. De ce nu l-aș lua domnul? Domnul pauză. Doamna pauză, nu știu de ce, pentru că mi se pare că există o pauză în abilitățile dumneavoastră de a conduce această mașină. Nu, cred că, sincer o să vă fiu, problema cred că este la mașină, nu la șofer. Uitați. Am înțeles. Vă trebuie o mașină care să se conducă singură și atunci nu mai aveți o problemă. Nu, trebuie o mașină care să aibă frâne. Și cam atâta. Dacă are frâne, e bună. Păi are frâne, că altfel cum am opri la semafor? Are frâne mai... Frâne mai bune trebuie. Sunt cam proaste așa. Frâne proaste. Nu există așa ceva. Nu există frâne bune, frâne slabe. Ba, da, există șofer bun și șofer mai puțin bun. Gata, intrați aici în parcare. Și ce spuneți, că sunt un șofer mai puțin bun? Asta vreți să insinuați? Bagă în dreapta la colegi acolo, în spatele lor. Sau lasă aici, lasă aici perfect aici. Vino după mine, te rog acum. Vin. Ce-ați făcut, doamnă? Colegul, vin pe atâta. Nu. Da, să-l bă în bike. Are fantezii și el. N-are, domnul, ce aveți? Aulu. Cum adică n-am? N-am și eu vis, n-am și eu... Colegul, să... mai alea. Dorințe, n-am și eu. Domnișoară, colegul. Ce să fac cu domnișoara? O mustrez. Hai că vă lăsăm. Las pintă, doamnă. Vă lăsa. Te vrei și voi să mă mustrați? Oho. Oh, eu sper că nu. Ceea ce zic, domnule, aici, știți că nu am văzut despre mită? Tome, ce mită vedeți? Mi se pare că am bani. Domnișoară, veniți aici și flexați mușchiul pentru a vă lua permisul.
I-am păcălit. O mai pun să mai dea o dată. Mă duc să o aștept, stai să-i zic. Auzi, să mergi și pe mine în patrulă? La asta nu mă așteptam. Da, vezi că și-a dat la uite aici. Băgam ea. Azi că le ajut acum. Circulați! Mergeți, mergeți, domnișoară! Circulați! 3, 2, 2, 0, 6. Maa. Acasă domiciliu. Da, ale vrea să la domiciliu. Vine aici, serios. Mergeți, adrăiți. Mamă, câți acade amici. Bună dimineața. Mergem la Jaf? Ce facem? Ce da, noi suntem. No. Noi suntem acade amici în Boșule. Ce faceți, bă, mamă, că bă, avem Jaf, mă? Nu, cred că da. Avem Jaf, colegii? Mergem? La Biju. La Biju. De la cadeți în sus. Mamă, haide. Să cad amicin. Haideți să vă toți într-o mașină. Veniți cu kituri dacă veniți, că gen să luați colegii de jos. Și am probleme cu ochișoare și dacă ajung acolo, o să mi se închidă. Venim și noi la Biju? Mami, Biju. Colegul, mergem într-o parturile, domnul. Bă, dacă nu vorbiți în continuu. Vin la Biju? Da, da, hai să luăm o mașină. Ia și tu o mașină de teren ceva. Luați voi? Eu? Luați voi. Eu mă rog. Domnul, noroc să aveți. Mulțumesc, să trăiți. Băi, cam ăsta a fost episodul pe astăzi. Eu am un pistol de cap. Mergem la Biju să dăm cel mai mare jaf în viață. Vă aștept și pe voi să vedeți ce se întâmplă la Biju, da? Vă pup și să aveți seară frumoasă. Șoferul. Zic ce vreau și fac ce vreau. Mă scuzați. Hai zic. Vă pup, băieți, salut! Nu uitați flecul! Cine? Am dus un pădure să-l mustrez! Hai! 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 Hai!